Păi, bună ziua din nou și bine ați venit la un nou episod de podcast al echipei România Driving Experience. Eu sunt Silviu Toma, instructor de condus defensiv și sportiv, certificat de Academia BMW Driving Experience de la München. De ceva timp am început o serie de podcasturi în care o să vorbim foarte mult despre siguranța rutieră, în care vom avea invitați surpriză din poliția română, smurd, sociologi, chiar și victime ale accidentelor rutiere. Și astăzi am un invitat special, un prieten foarte, foarte bun, în persoana lui Francisc Doboș. Salut, Francisc! Bun găsit! Mulțumesc, Silviu, aș, de invitație! Aș vrea să spui tu mai multe cuvinte despre tine. Cei mai mulți oameni te cunosc, dar poate că cei din comunitatea mea, mă rog, încă nu. Și atunci aș vrea să ne spui tu că tu nu ești un simplu preot, da? Ești un preot cu o gândire modernă care cumva acum ceva timp a fost de acord să mă ajute să construiesc un mediu mai sigur pe șosele din România, un mediu mai sigur atât pentru noi, cât și pentru generațiile care urmează. Îți mulțumesc, sunt preot, da, preot catolic, poate normal sau normal la cap, sau nu știu ce ar însemna să fie normalitatea. Știi, te gândești, băi, preot, ce, ce, ce e aia, cu Evlavia, până unde duce? Ce să caute la volan? Adică toți suntem la volan, nu? sau ce să cauți și să conduci defensiv și sportiv și safe și să fie bine pentru tine, dar în același timp să creezi mediul să poți ajuta și pe, și pe alți participanți la trafic. Da, sunt preot catolic, am început prin 91, eram adolescent la Iași, liceul, seminar. După 2 ani de facultate, am fost trimis 97-2002 la Roma, am studiat vreo cinci ani la Roma, m-am întors, am fost irotonit preot, am activat 2 ani la Ploiești, mai apoi Catedrala Sfântului Iosif în București, m-am reîntors la Roma, am studiat încă trei ani comunicare socială instituțională, adică cum să gestionezi uh -huh. un birou de presă, cum să stai în fața unei camere de lua sau cum să, să probezi un microfon, de fapt să vorbești oamenilor. Și ca să vorbești oamenilor, cum poți să te adresezi oamenilor ca să fie cu sens? Și aici, uh, și ceea ce faci tu? Cum poți să ajungi sau să transmiți uh, pasiunea nu doar pentru roți, nu doar pe, pentru că nu devine doar așa un hobby, uh, e un hobby de viață. Și aici mm -hmm. pentru mine de ce, de ce am ajuns, fie să pedalez, nu pedalez cât îmi doresc de mult, fie să joc golf, ce alte hobby-uri mai am, să avionul ultra ușor, uh, nici acolo nu mai ajung de ceva vreme sau uh, pe roți, unde a fost pasiunea mea după 8 ani de Italia? Toscana. Toscana. Deci colinele Toscanei, acolo eu cu mașinuța mea, de ani de zile am fost doar pe un cu golf. Cu ESO la un. <laughs> n-ai venit cu ESO okay, la N-am venit cu ESO la Uriu acum. Deci pedalurile Toscanei, acolo cum consumam pneurile eu vara... Aici dai sensul... traficul. Nu, nu că nu Cum faci să conduci de plăcere să simți colinele și să fii uh -huh. ca într-o bărcuță așa să, să deschizi geamurile și tu să simți colinele aurii ale toscanei și ca și cum mângâi colinele din uh -huh. din mersul mașinii. Adică acea bucurie a întâlnirii cu un teritoriu cu o geografie, mai apoi cu, cu prietenii, pentru că am în Toscana comunitățile, prietenii, parohiile pe care le frecventam, unde ajutam ca preot. Uh, și unde să mă simt? Să mă simt acasă. Uh, de aici, pasiunea și pentru condus, uh, pentru pilotat. Uh -huh. Urma să te întreb asta, de unde e pasiunea asta pentru mașini, pentru bicicletă, că știu că faci destul de mulți kilometri pe bicicletă și chiar și pentru avioane. E, probabil e în sânge, e, e în pasiunea pentru viață și pentru om. În fond, fiecare dintre noi ne putem traduce în diferite hobby-uri. Nu contează neapărat, pentru că le uh, hobby-urile ți se adresează prin persoane. Cum am ajuns noi să ne cunoaștem? Din diferite da. circunstanțe am ajuns și... A, Silviu, tu, uite, dar eu, uh, uite, am mai făcut... Uh, am ajuns să să prind puține skill-uri de, de condus și de pilotat după un accident. Aha. Era Ia, și, chiar și să povestesc cum s-a întâmplat. Eram prin primii ani de preoție uh, normal, proaspăt. Mi-am mi luat carnetul după 25 de ani, după ce am terminat studiile la Roma. Până atunci nici nu am, Aha, okay. -am putut să, să fac școala de șoferi, seminarul la Iași nu, nu se putea. Mai apoi la Roma, vara, nu puteam să dedic așa atâta timp. După ce am ajuns preot, mi-am luat carnetul de, de condus dar atât am învățat doar să conduc puțin și nimic mai mult. Eram veneam de la Ploiești, unde eram preot. București Ploiești, de neul, ninja, proaspăt, frumos, încă, de atunci am priceput și nu mai pun, nu voi mai pune vreodată pneuri all season. Ok. Nu voi mai face când e, da, zăpadă, da, mare. Când e zăpadă mare. Nu, pentru mine nu, ori-ori. Uh, și aveam pneurile all, all, all season, season, dar nu mi-am mai dat seama, pentru că am venit pe DN, era totul uh, cu substanțe, s-au mers bine. Am virat în spate la Elvila, pe unde uh -huh. e un... după podul de la Băneasa, era o străduță lateral Elvila, se așezase deja zăpada. Mm, bine, probabil fusese și alt strat de zăpadă mai vechi și eu acolo, neexperimentat, am intrat în, direct în gardul de la Elvila. Yeah partea stângă, fața, cu, cu -a mai. cu, cu Evlavie, cu cu n-am mai virat, n-am mai, mai virat, cobor repede din mașină, mă uit ce e, văd în spatele meu altă mașină, dau semne, cu Evlavie, că aici e gheață, de, de n-am avut timp, că a intrat în mine, Hai, -te -te. la fel cu Evlavie, acolo a venit să mă tracteze Giulio, pe atunci aveam un, un Renault Megane, Giulio lucra la Renault, la reprezentanță, fusese pilot de raliuri. Giulio e pe undeva prin... Am pierdut legătura cu el, dar ne-am regăsit cumva pe rețea. E pe undeva pe la Craiova. Acum. ok. Și Giulio, care fusese el prin tinerețea lui pilot, pe undeva pe la raliuri, a zis, Francisc, hai. Și m-a luat cu el să mă învețe. Uite cum trebuie. M-a învățat tehnicile alea cu volanul ca să micșorez distanța de frânare, mai ales pe mașini mai vechi, normal. El fiind pilot de macadam sau pe ceva, cum să să gestionez situații da, altele, da, 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 da. cum să decelerez, cum să și de atunci eu mereu f... frânez, sunt mereu pe treapta inferioară ca să țin turația. Uh -huh, Adică uh -huh. ca să am ești tot timpul mea. mașina pregătit ești tot timpul pregătit. Da, nu nu merg bine, nu întotdeauna, adică sunt și pe modul relax, dar și când am nevoie sau asta... Nu supraturată, dar să o am acolo ca să am, uh, să am cuplul. Uh -huh. Adică, când am nevoie să nu fiu luat prin surprindere și nu. Să fi nevoie să faci tot felul de lucruri ca să reacționezi. Da, și el m-a învățat. Începusem să fac din reflex la volan să uh, e treapta inferioară. Accelerează, am prea u da să 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 turație. Cred că nu știu să ți o explic acum, uh -huh. dar mi-a oarecum un reflex din din lui normal pe da, da, mașină da. manuală, că asta am condus cam toată viața până acum. Și atunci, cu tot, toată manuală, totul jucat din normal. Nu făceam uh, frâna cu încă nu știu, nu, nu știu skillurile astea. De, dar de acolo, după un accident, el m-a învățat și m-a luat la un moment dat și iarna să mă învețe măi, cum se conduce. De atunci, când vine iarna, de fiecare dată, cu orice mașină, când vine prima zăpadă, eu îmi iau mașina, mă duc undeva într-o zonă safe, mental, să-mi setez uh, taciul la volan, și Piciorul pe frână, pe zăpadă. Adică să-mi dau uh -huh. seama că nu mai e vara, chiar dacă știu în mintea mea, dar nu mai e corpul pregătit, și atunci eu îmi fac un fel de setup când vine prima zăpadă ca să mă obișnuiesc pe frânat mai brusc, cât în care mi-e distanța, ca atunci când sunt în trafic, deja mintea să nu să nu mai fiu luat prin surprindere. Uh -huh. Să-mi setez din nou condusul pentru iarnă, altfel decât condusul pentru vară. Am înțeles. Asta e foarte tare. Știi că noi am făcut mai multe lucruri împreună de când ne-am cunoscut. de fapt, așa ne-am cunoscut, am ajuns pe un circuit. Și am fost surprins că, adică nu, nu, nu m-am așteptat ca un preot, n-am avut până atunci Să conducă clienții. cu evlavie? Să conducă, să conducă cu evlavie. Cred că e cel mai rapid preot de care îl cunosc. <laughs> și mi s-a părut de atunci că ai niște abilități extrem de bune și că aveai o bază foarte bună, chiar dacă, uite, în mod surprinzător, tu nu ți-ai luat permis de conducere de la 18 ani, nu ai fost neapărat pasionat de mic, nu știu, să fi făcut karting sau tot felul de activități din astea în zona auto. Uh, și mi s-a părut foarte tare treaba asta. Uh, și ce voiam să. Următoarea întrebare era: uh, cum vezi tu ca preot, om, să zicem, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de partea asta spirituală, condusul? Adică, și mai ales în România, cum vezi tu condusul în România, unde știi bine că cei mai mulți oameni sunt cumva răi în trafic, nu se respectă reciproc, când vrei să ieși de -o pe o străduză lăturalnică, ceilalți nu-ți dau voie și se creează așa un mediu toxic, o, e o, o tensiune în, în permanență. Nu știu, nu se conduce ca în Austria, acolo unde toată lumea e relaxată, toată lumea respectă regulile și na, oamenii sunt în siguranță. Cum ți se pare treaba asta România? Din punctul ăsta de vedere al unui preot. Eu îmi spun adesea să nu conduci niciodată mai... mai tare, decât poate îngerul tău să zboare. Să zboare. Dar asta va face pe mine să mi scot îngerul la antrenament. <laughs> <Okay. laughs> Să-și facă condiție, condiție fizică sau condiție spirituală bună. Dincolo de, de provocare sau de glumă, condusul e de multe ori haotic pentru că ne reflectă pe noi. În starea noastră de agitație, de frică unii de alții, de agresivitate. Eu, prin maniera mea de a conduce, mă pot lăsa influențat de ceilalți participanți la trafic și să preiau tensiunea lor și agresivitatea lor. Și am văzut ce înseamnă lucrul acesta, să preiau din asta, să pot influența. Uh -huh. Sau pot să devin eu factorul acela ca și pentru o persoană, pentru că nu știi care sunt. Uh, eu știu graba, supărările, frustrările, și dacă un participant la trafic se descarcă asupra mea pentru că el are altele în familie, la locul de muncă, încep să mă gândesc și la asta. Și atunci să nu mai intru în acel mecanism de, de agresivitate reciprocă. Nu reușesc de fiecare dată pentru că. Dar este undeva în mintea mea, în sufletul meu, ca prin modalitatea mea de a, de a saluta contactul vizual de pe străduțe laterale, când ești deja, e tot traficul blocat. Să învățăm stilul fermoar. Să intre unul celălalt, unul celălalt. Mi se pare de un bun simț. Pentru că oricum nu ai unde să mergi într-un oraș blocat. Dar măcar să... În lucrurile mărunte să dăm, să dăm atenție celuilalt. Nu ne ia cu nimic fața. Dar eu pot descoperi în mine, chiar și atunci când mergem bară, clasicul bară la bară, o umanitate care să-l să descopere pe celălalt, să nu mai trăiesc într-o junglă, pe șosea, care, pe care, ci să, să ne ajutăm în toată, în toată agitația. Bine, când sunt rush hour și orele de vârf, încerc să evit uh, traficul pe cât e posibil, okay. pentru că îmi permite, îmi permite, nu mai merg. Jobul meu este la biserică, la orele de vârf, eu sunt la liturgie, sau ar trebui să fiu la liturgie când oamenii vin sau pleacă de la muncă ceea ce mă ajută. Sau când trebuie să ies, folosesc bicicleta în zona centrală a orașului, pentru că sunt paroc la la statul aviatorilor, unde se mai fac mm -hmm. okay. acolo drifturi noaptea. În Încă jurul... se fac drifturi acolo? Ei, nu, 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 nu mai, mai, mult. mai mult liniuțele, de la Guvern până la Charles de Gaulle acolo. Dar ai spus -o, la un moment dat că o să ieși afară și o să te îmbraci în preot și o să fac 3, da. 2, 1 Bun Românii în general, sau cel puțin așa cred cei mai mulți sunt oameni destul de apropiați de biserică oameni credincioși și cu toate că trăim în țara în care mor în fiecare zi cinci oameni din accidente rutiere, foarte mulți se bazează încă pe treaba asta cu mă ajută Dumnezeu ce părere ai? -o e o, e o mare, de multe ori e o mare prostie, e o mare superstiție. Ajungi să crezi în Dumnezeu, e mai mult o superstiție. Și, de fapt, încerci să-L aduci pe Dumnezeu în, în imprudența ta. Și a, El nu are nicio treabă cu asta. Nu are nicio treabă cu imprudența mea sau cu agresivitatea mea la volan, Dumnezeu. A, și să nu-L ispitesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-a dat minte și mai mulți neuroni atunci să-i folosesc. Se să folosesc de unde. Și, și setea mea de a cunoaște de a cunoaște mai mult sau de a vedea me mecanismele de a folosi și inteligența mea, dar și skillurile de la Volan. Dacă mai multe persoane și-ar dori lucrul acesta, am, am ajutat la o, la o înseninare și la o însănătoșire și a șoselelor noastre, adică a noastră, pentru că noi le ocupăm. Nu, nu e altcineva. Uh, și în fond. Să nu trebuiască să demonstrezi nimănui nimic. Aici mă gândesc la cei care. aroganță, prostie pură, pentru că ai o mașină puternică, ce poate să însemne? Dacă îmi place să conduc și să pilotez, să merg pe un circuit acolo, să nu mă întreb cu nimeni, să mă întreb doar cu mine. De fapt, asta este marea mea provocare. Eu nu trebuie să mă întreb cu nimeni. Dar aici nu mă refer doar la șosea. Mă refer în general, în viață. Eu în orice, că e hobby, că e uh, pentru că aici toate geloziile sau că e la locul de muncă, că e cineva mai bun decât tine. Nu trebuie să mă întrec cu nimeni. Uh, trebuie să mă întrec doar pe mine. Eu dacă încep să fiu mai bun decât cel care am fost ieri și relațional, la nivel de societate, la nivel de comunitate sau de parohie pentru mine, atunci eu e un câștig pentru mine. Nu, nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt mai bun decât el, ci mai bun decât mine. Da, din păcate noi nu avem, în, hai să spunem, în tradiție treaba asta cu mersul pe circuit, tocmai pentru că în România există două circuite de viteză. Este cel de la Dâncata, da, unde și, și susținem noi cursuri, și este cel de la Târgu Mureș. Și cumva oamenii aleg să meargă pe stradă tocmai pentru că nu au neapărat acces la, la varianta asta. Sau cel puțin, poate nu știu, nu sunt suficient de mult promovate. Și cei drept, viteza îți și dă o recompensă de moment. O recompensă pe termen scurt. Și beneficiu ăsta pe care îl primești pe termen scurt este întărit de fiecare dată când mergi tare cu mașina pe stradă și nu ți se întâmplă nimic. Până când ți se întâmplă. E, e foarte, e foarte foarte fină linia de demarcare Exact. pentru că nu, nu ne dăm seama. Pericol, pericolele nu ne dăm sunt înseamnă, înseamnă și, ce înseamnă și 50 de kilometri pe pe da. oră. Uite apropo, că tu ai făcut am făcut multe cursuri împreună, da, am făcut și am mers și tare pe circuit, ai făcut și cursuri de condus defensiv, evitări, frână și așa mai departe. Față de cum erai înainte și repet, am și spus mai devreme că aveai o bază bună deja. Cum vezi tu condusul acum? ți-a schimbat cumva stilul de condus, ți-a schimbat, nu știu, poate mentalitatea. Când ai făcut, nu știu, o frânare de urgență pe ud cu o evitare, erai 100% în control. Nu știu, cum, cum, se transpune asta în viața reală acum? <gri> îți, îți, dau ideea, ții minte când te-am sunat la un moment dat și după ce făcusem deja un curs și ți-am zis, sunt la volan. Te-am sunat, zic, vorbim scurt, dar sunt la volan cu ambele mâini pe volan poziția 9-3 deci nu mai dau, adică nu mai conduc cu o singură mână stop poziția la volan, nu mai stau tolănit, bine că nu am stat vreodată, noi eram și nu ascultam un anumit fel de muzică și nu am stat niciodată tolănit, așa cu mâna întinsă da, ținută deasupra ca în caz de impact să-mi sară airbag să-mi rupă mâna, nu, deci nu nu mai facem, adică n-am făcut vreodată dar după ce am făcut câteva cursuri deci toate, toate mi-au intrat și sunt acolo. Mai ales după ce faci pe circuit câteva cursuri de, de, de condus defensiv, îți dai seama ce înseamnă o mașină, ce înseamnă un pneu, ce înseamnă mintea mea care se leagă cu uh -huh. cu scaunul mașinii, cu poziția la condus, cum poate să reacționeze, cum mă pregătesc, chiar dacă aveam anumite skill-uri, dar, dar e cu totul altfel. Și te-am sunat atunci de bucurie să, să spun, uite cu cum conduc, da, cu evlavie, da, 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 da. numai cu ambele mâini pe volan și e minunat pentru că ai, ai prezența, începi să vezi mai departe, adică să poți să preîntâmpini tot ce va urma, să-ți dai seama. Și, uh, uh, și mă ajută mă ajută atunci când folosesc și sistemul de navigație, pentru că chiar dacă ești pe drum întins, pe DN, pe undeva sau anumite localități, îți dai seama că va urma o stradă, folosești uh -huh. mintea, și oricând poate și să îți iasă un scenariu. stradă. faci exact. un scenariu, oricând, dacă ești prin localitate, pot fi copii. Poate ieși de undeva, din stânga sau din dreapta un copil, sau să ce o minge. Să iasă, copilul să fugă. Ce fac atunci? Am viteza adaptată? Să, toate acestea să intre într-un mecanism, reflex, care... Să nu, să nu mă chinuie la o gândire, ci să facă parte uh -huh. deja din mine. Și eu să pot conduce și relaxat. Și ai văzut că. și primești deseori feedback-ul ăsta legat de ce ai spus mai devreme că erai bucuros de, de faptul că cumva deții mai bine controlul, ai văzut că te bucuri și mai mult de mașină, da? pentru că simți lucrurile într-o altă manieră. Și chiar am primit la un moment dat telefoane de la oameni care mi-au spus, băi, incredibil că imediat după ce am terminat cursul am fost pus în situația în care să fac o manevră de urgență, o manevră de evitare și am reușit să o fac și am scăpat dintr-un accident. Da. Ziceai da. mai devreme că te bucurai de dealurile din Toscana și că, mă rog, îți plăcea așa să mergi mai dinamic în Italia, din ce mi-aduc eu aminte când am fost ultima oară, se merge destul de tare cu mașina. Și cumva cred că sunt destul de apropiați de noi așa ca mentalitate, toată lumea se grăbește, chiar și când parchează, mai lovesc un pic pe aia din spate, mai lovesc un pic pe aia din față și totuși, și totuși, la ei nu se întâmplă atât de multe accidente. Care crezi tu că e diferența între stilul lor de condus și stilul nostru de condus? Sau ce te face să crezi că la ei se întâmplă mult mai puține accidente ca la noi? Nu cred că sunt atât de violenți la condus cum, adică agresivi. O agresivitate pasivă care este în undeva, o, o regăsești în, în mulți români. Uh -huh. Oare Blan. se respectă mai mult unii pe ceilalți? Și, și știi că după, după ce ies vitejii noștri din țară, încep să fie mielușei prin Austria, că rămân da, fără da, mașină. Da, da. Asta înseamnă că trebuie oarecum și sistemele de. oarecum, dacă nu, dacă nu reușesc să-mi stăpânesc vulcanul din interior eu. Și nu reușesc eu să mă domolesc, mă va domoli poliția. Deci, cumva, e cu biciul e, și acolo. E, da, da, dar și în Germania, și în Germania, sau oriunde, într-o țară civilizată. Dacă nu ar fi aplicate măsurile, păi fiecare s-ar ar arăta partea cea mai. Vulcanul. Cea, vulcanul. Focul. Da. Focul și dar ceea ce am văzut în Italia și condusul în Italia pe autostradă când se mergea am, am prins momentele din din anii 90 înainte de 2000 și după 2000 când în Italia se mergea foarte aproape pe autostradă adică când veneau bine nu e nu este ca la noi fleșurile alea că vine dați-vă că vine acum de la 2 km fleșuri că el trebuie să treacă cu 200 50 pe oră pe lângă tine, 130 da, da, pe banda a da, doua, în depășire. depășire să zicem. Da, și atunci ce caut eu pe acolo, pentru mintea unora. Dar nu, în Italia se, se merge pe autostradă foarte aproape, față de cel din, din față, chiar dacă este oarecum depășire, adică nu e o distanță sigură, cei care merg așa doar pentru a-și face loc, dar e, e fluid traficul, mm -hmm. e oarecum s-au obișnuit și, și merg safe. Am înțeles. Legat de, tot de legat de cursuri, așa cum ți-am zis, tu aveai deja niște skill foarte bune. De ce ai ales totuși să faci niște cursuri? Care a fost motivația ta sau ce te-a dus? Pentru că, uite, mie mi-e foarte greu să aduc oamenii la circuit. Știu că în momentul în care oamenii ajung la circuit și uh, încep partea teoretică, de acolo i-am câștigat. Și își dau și ei seama că n-au venit degeaba și că e o experiență extrem de utilă pentru ei. Zim, care e motivația ta? Poate nu știu. Felul ăsta reușesc să. Dau, să marchetez cumva treaba asta î, și să-i conving pe oameni să vină. Îți dau exemplu din bucătărie, că sunt pasionat și de gătit. Ok. okay. Dar și faptul de a găti până nu. sau, ca și, sau îți dau celălalt exemplu din, din sala de sport. Că mă duc la sport. Și încep a zic, vreau să mai dezvolt și un pic, să pun mâna da, pe da, da, două da, da. fiare pe asta și pot, mă pot răni, pot face mișcări greșite. Am nevoie de antrenor. Așa cum pentru biserică sau pentru partea spirituală zici, a, dar eu cu Dumnezeu faci ce vrei și poți rămâi tot în superstiție. Ai nevoie de duhovnic. Adică peste tot, peste tot în viață, avem nevoie de cineva care să ne învețe. Chiar și Hale, pare nevoie de antrenor. Nu? Da. Chiar și cei mai buni au nevoie de antrenor. La fel și cei care sunt buni au nevoie de cineva din afară care să, să aibă ochiul din afară care să-mi spună dacă uh -huh. ceea ce eu fac e bine sau trebuie să mai corectez ceva. La fel și la condus. Și mi-am dorit lucruri, la fel și în bucătărie. Să am oameni de la care să învăț, să mă uit pe. dacă nu am persoana lângă mine, să mă uit pe tutoriale, pe pe, pe net și să văd de acolo am prins foarte multe skill-uri cum să gătesc timpii. Totul este dozajul. La fel și la pedală, la fel și în tigaie, la fel și la sală, ca să fac mișcări bune, să țin timpii corecți, să nu ard mâncarea, dar să nu mă ard nici pe mine atunci când când uh -huh. conduc. Și este foarte important lucrul acesta, să rămâi în bucuria vieții. De fapt, vrem să ne bucurăm de viață cât mai mult, indiferent de ce. De ce facem? Că este în bucătărie cu prieteni, că îi inviți uh, prieteni la masă, sau că ești în drum, să nu îi enervezi pe altul, să nu te lași doar enervat de, de, de nervii celuilalt și să te poți bucura de, de viață fără să fie doar așa o bărcuță în mașină, ci să fie acel și acel condus dinamic. M Am înțeles. Deci practic spui că putem să gătim doar ca să ne satisfacem o nevoie, cum ar fi foamea, sau putem să gătim și să ne bucurăm de plăcerea S de a mânca ceva? Să fie relațional. De fapt și condusul acesta care îți creează comunitate sau îți creează bucuria de a fi împreună cu oamenii, de a ieși, de a fi respectuos față de viața celorlalți, de a nu trece pe nimeni, de a mă întrece pe mine. Asta este, asta este uh -huh. filozofia sau și partea spirituală. Nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Doar frustrarea mea mă face să mă iau la întrecere cu altcineva, ca să-i arăt celuilalt că, că sunt mai bun decât el. Adică așa părere proastă am despre mine că eu trebuie să mă întrec cu altcineva? Și asta și pentru cei care fac prostii, uneori, care îi costă viața. Că o fac între ei noaptea pe șosele sau că, zic, e mult mai importantă viața decât pariul. Prețuiește viața. Să lăsăm pariurile prostești deoparte sau acele provocări care ne, ne, pot costa scump. Și de aceea avem nevoie și să ne antrenăm bine și să înțelegem cum funcționează atât tigaia în bucătărie, cât și pedala de accelerație la o mașină, să simțim bucuria vieții, să, să, să luăm viața prin toți porii, fără să ne lăsăm frustrați, nici de noi înșine, nici de, de, provocările celorlalți. Da. Probabil că oamenii, din cauza faptului că nici nu se mai bucură de lucrurile mici, pentru că suntem atrași de tehnologie în general și, nu știu, stăm pe social media, unde vedem oameni care conduc mașini Scumpe și care au haine, scumpe și care au ceasuri și telefoane și așa mai departe, nu ne mai bucurăm de nu știu, faptul că am florit cireșul. Și atunci cumva. Eu zic că aici e, e un deficit. Că nu mai e tehnologia, e, e un deficit relațional. Mm -hmm. e, e lipsa unei bucurii sau chiar și unei prietenii. Și relații sănătoase. Da, eu, exact, eu... uite, aduți aminte când ai venit la cursuri, ce comunitate faină s-a creat acolo, ce relații de prietenie am legat. Și cât de fain ținem legătura și cât de frumos e să ai niște oameni cu care să poți să vorbești, nu știu, o la o lună, poate. Cu pasiuni comune, exact. dar zic, cum pasiunea respectivă te poate ajuta pe tine să devii un om mai frumos, mai bun. Da. Uh, și, de fapt, mai respectuos față, față de tot ce te înconjoară. Da, dar spune-mi un pic, mai cunoști preoți pasionați de mașini? Nu știu, aveți o comunitate de băieți cu mașini? No, nu, <laughs> nu. Căre... Nu, e că... E zis... Poate în toți. Italia? Era un călugăr. Am cunoscut un călugăr. Nu, Benedictin. că eu știu o comunitate de, 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 preoți din România pasionați de mașini. Dar nu A însă... Da, nu. <laughs> da. <laughs> nu fi rău. <laughs> doar un pic. <laughs> Înainte ca eu, era în 2001, 2000, 2002, făcusem exercițiile spirituale la mănăstirea din Subiaco, de pe lângă undeva, nu departe de Roma. E mănăstirea aceea de unde s-a inspirat Umberto Eco, unde a scris numele Trandafirului. O mănăstire benedictină, superbă. În mănăstirea respectivă era un, un preot, călugăr, care a fost pilot de raliu. Avea o mașinuță foarte tunată Aha. pe vremea respectivă. El și cum vocația să zici, băi, l-a întâlnit pe Dumnezeu și îți potolește, nu îți nu, nu face să-ți dispară pasiunea, dar te poziționează altfel față de viață, îți rămâne același foc interior, pasiunea pentru. și zici, nu, nu se bat cap în cap una cu alta, pentru că tu poți să-ți să convertești, de fapt, toate pornirile tale ca să le, să le pui pentru viața celorlalți, nu doar pentru satisfacția sau satisfacerea, eu știu, a egoismului meu. Doar setea mea, doar dorința mea. Când, de fapt, orice pasiunea a mea să mă facă să-i întâlnesc pe oameni, să, să nu calc nici pe mândria, nici pe orgoliu, nici pe umerii nimănui ca să ies eu în față, ci să-i ajut și pe ceilalți și să-i să poți... Lasă-l pe celălalt să fie primul. Adică, de fapt, eu pot să devin, să fiu primul prin umanitate sau prin bucurie, uh -huh. fără ca lucrul acesta să-mi știrbească din, din prestanța mea. Nu am nevoie, și aici ce ziceam mai devreme, nu mă interesează caii puterii, ci cuplul care să mă tragă, să mă tragă din, din egoism. Adică, băi, să am un cuplu bun să nu mă las dus de... Uh -huh. Adică să simt că mă ia din, scaun, așa, din scaunul egoismului meu și mă trage. Atunci când am nevoie, zic, bă, nu vreau să să cobor acolo. Treaba asta cred că vine și odată cu vârsta. Pentru că știi că atunci când ești tânăr, ai 18, 19, 20 de ani, cumva uh, mașina e o parte a identității tale, tu în comunitatea ta, dacă ai mașina cea mai scumpă, ești cel mai tare. Oamenii din jurul tău, în momentul în care tu ești cel mai tare, uh, au așteptări de la tine și cumva uh, vine așa o presiune pe umerii tăi, o presiune falsă, ce drept, pentru că așa cum spui tu, nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui pe stradă, dacă vrei să facem treaba asta, vină într-un cadru restrâns, sigur, safe, da? unde poți să ne demonstrezi că ești cel mai rapid. Mașina, de multe ori, e, e o... atunci când nu e folosită corect, ca orice alt lucru. Atunci când nu am o idee și o imagine bună despre mine, atunci încerc să-mi creez identitatea mea prin lucrurile care mă înconjoară. Și mașina poate să devină da. o casă, o proprietate. E o nu degeaba. Nu, e o realizare, dar atunci când eu nu sunt mulțumit cu mine sau nu sunt sigur pe mine, nu sunt sigur nici pe relație sau pe prieteniile mele, pot să folosesc lucrurile, o casă, o vacanță, totul, show-off-ul din jurul meu, ca să câștig oamenii. Dar e, e slab, e fum, e foc de artificii. Trece. Pentru că nu, nu ține mai mult de. Adică ai putut să faci odată, wow, și atât, pentru că mai apoi, când te întâlnești, cu oamenii, când ne întâlnim, nu mai sunt nici la volan, nu mai sunt nici în... Sunt eu. Sunt eu. Valoarea unui om uh, se poate manifesta la volan, în hobby-urile pe care le avem, uh, dar oriunde. Când rămânem unul cu celălalt și când nu mai trăim în junglă, când celălalt nu, nu mai devine doar un concurent sau vrea să-mi ia ceva din viața mea, ci să fiu eu capabil să dăruiesc. Și de aici, toată, tot ceea ce și tu încerci să construiești ca stil de condus defensiv, să trezești această, această pasiune pentru viață și pentru prudență, fără să fie lipsită viața de, de toată bucuria stilului dinamic și a, și a bucuriei de a trăi, de a conduce, de a pilota. E, e important să dăm, să dăm oamenilor această, acest echilibru, să dozeze să dozeze piciorul pe accelerație și normal, ambreiajul, în caz că cine mai conduce, cine mai conduce acum manual, dar să știm, să, știm să, să dozăm, să folosim toți neuronii, toată prudența noastră, fără să, să, ne lipsim de bucuria, de bucuria pasiunii noastre, de a conduce, de a pilota. Am înțeles, legat de ce mai devreme, înseamnă că Francis Doboș e același Francis Doboș și în Lamborghini și în Dacia Logan. Da, nu e absolut Nici diferență. nicio diferență. Excelent. Uh, Francisc, uh, noi uh, suntem de vreo 12 ani pe locul 1 în Europa uh, în ceea ce privește numărul de accidente rutiere în care mor oameni. Așa cum am zis și mai devreme, undeva la 5,6 persoane mor în fiecare zi din cauza acestor accidente. Crezi că biserica s-ar putea cumva implica în acest fenomen? Și, nu știu, să-și ofere suportul cumva în reducerea acestor accidente? Crezi că există ceva pârghii care pot fi folosite în sensul ăsta? În România? M mă uit la comunitățile din America. Biserica e extrem de implicată în ceea ce se întâmplă în comunitate, în general. Nu știu, inclusiv cu, poate, strângere de fonduri pentru un caz social sau, habar n-am, tot felul de astfel de, de activități. Eu ceea ce zic, din punctul de vedere al Bisericii Catolice, doctrina socială a Bisericii. Noi avem chiar manuale, adică cum. Ceea ce devine credința mea de acolo, din biserică, pe mine mă implică la nivel social. Okay. Așa cum există în Biserica ortodoxă foarte multe cazuri unde biserica ajută bătrâni, dă de mâncare, ajută oameni săraci. Cum să ne ajutăm unii pe alții și când ies la volan? Și când intru în trafic? Cum ies din sălbăticia a mea și a celorlalți? Cum ne convertim în trafic? Și asta este o o problemă care ține de, de inima noastră și poate avea toate reverberațiile spirituale. De aceea eu îmi spun, na, nu o să pot face ceva eu la nivel instituționalizat. Cursuri de condus Evlavios. Uh -huh. <laughs> nu o să fac vreodată așa ceva. Sau poate o să fac, nu știu. Dar e, e în strânsă legătură pentru că ține cu partea interioară a omului, cu viața noastră, cu pasiunea, da? Este important să, să ne dăm drumul. Să ajutăm pe oameni? Da, mă gândesc biserica. Știm cu toții că cel puțin biserica ortodoxă are foarte mulți bani. Ok? Ești aici cu, da, da, e bună asta. care. Da, are. Biserica are bani? Nu e un secret. Așa. Oare de ce nu. Nu știu, nu alocă un buget? Special pentru astfel de situații, în care să zică, ok, există această problemă în România, mor foarte mulți oameni, da? nu-i normal ca oamenii să moară din cauza accidentelor rutiere, vrem să ne implicăm din punct de vedere social să facem ceva și alocăm un buget pentru persoanele care, nu știu, nu au posibilități. Uh, Poate vede gândesc. cine trebuie podcast-ul, ăsta? Păi nu. Și -am -am dat eu mă gândesc acum la părintele Costi, <laughs> Necula. Părintele da. Constantin Necula. Nu conduce, că da, altfel l-aș fi nu conduce, că altfel deja veneam, încercam să-i spun hai să, să vezi cum e și poate dar mă gândesc și un alt preot, adică să, să provocăm și noi păi în că partea am început deja, nu? Da, asta, dar <laughs> să o fac ca preot catolic, asta este dar să mai găsesc pe cineva din biserica ortodoxă din biserica greco-catolică, oameni cu pasiuni eu un preot greco-catolic cu pasionat, care e inginer e aici în București și motor, e, e, a fost Aha. inginer la viața lui, este încă, e, E ceva, o minte esclipitoare, care e pe, pe motor, pe ceapăr. Adică, mă gândesc, poate cu el să. Acum mi-a venit ideea, zic, păi uh -huh. de ce nu să, să începem. și ușor să facem gașcaia de băieți de care exact, da, da, da. Uh, Și să începem să trezim și altfel conștiința oamenilor spre implicare civică, uh -huh. socială, ieșind și din biserică. Cum conducem Evlavios când ne întoarcem de la liturgie, <laughs> Exact, ceva de genul. Uite, un mesaj bun. Ăsta. <laughs> Tu puteai să te faci și piatră. Faci mulți kilometri pe bicicletă, am văzut. Și deseori am zis, gata, îmi aduc bicicleta de la Sinaial, sunt pe francezi și mă duc cu ei. ei. Am rămas la nivel de gând. Uh, și am avut la un moment dat, mă rog, unul dintre colegii noștri care, mă rog, e pilot de raliuri, a avut la un moment dat un accident undeva aproape de casă prin Corpeanca, în care un participant la trafic... Știu cazul, l-am văzut. Știu cazul, da. da, în care șoferul respectiv a tras intenționat dreapta către el și, mă rog, pe la a dat jos de pe bicicletă, a avut ceva răni. Oricum putea să sfârșească mult mai mult mai serios, mult mai grav pentru, pentru el. Uh, ție Cum ți se pare să fii biciclist în România. E periculos, nu e periculos. Hai... putem să facem lucruri ca să fim mai în siguranță. Da, se pot face multe lucruri ca să fii în siguranță. Eu care merg și fac toată zona Snagovului și parte bună parte din DN când ies Da, deci uh... e și pe DN, ies pe DN și parcurg o bună bucată până îi reintru pe la pe la Ciofliceni sau dacă nu fac tura lungă și o colesc tot lacul Snagov sau Periș, zona respectivă. Deci am o bună bucată de drum pe DN. Acolo îmi dau seama sau vezi conducătorii și apreciezi șoferii care deja și au marja de eroare și trec pe la un metru jumătate de tine. E atât de frumos să vezi că șoferii învață să fie respectuoși pe lângă faptul că este prevăzut în legislația rutieră cum să te comporți când găsești ori o coloană de de bicicliști ori și pe de altă parte îi salut cu iarăși îi înjur cu evlavie mâncava, raiul și pe că sunt sunt și șoferi de, de mașini grele care trec foarte respectuos deja pentru că o mașină grea te, te învălui acolo e vârtejul care dacă nu ești bine te poate influența dacă e curentul de aer foarte puternic și care trec razant da fără să realizeze ce se poate, ce se poate întâmpla. Deci pe unii îi, îi salute vlavios, mâncava raiul, dar fără să-i grăbesc. Asta, că, uite, mă gândesc că dacă și eu i-aș spune cuiva care m-a enervat în trafic, mâncatea raiul, nu are cum să se supere, cred că îl bunește râsul. Bun, asta o să o țin minte. ai, uh, nu știu, ai avut vreodată, hai să spunem, poate chiar, poate e mult spus, probleme uh, pentru pasiunea ta în ceea ce privește, modul în care te privește, nu știu, biserica? Faptul că, nu știu, Ești pasionat de condus și că îți place să mergi pe circuit, și nu știu, există niște limitări din punctul ăsta de vedere? sau Nu, nu există nicio. E limitarea bunului simț. Adică, dacă uh -huh. îi poți ajuta pe oameni, dar cum, cum poate să devină? E, e, mai, e mai problematic să nu ai. Să nu reușești să-i pasionezi pe oameni de viață. Lucrul ăsta este, este mai grav. Adică, în orice fac, uh, să, să reușesc să pun pasiune în oameni ca toată viața pe care o trăim, să o trăim intens, adică frumos, să ne bucurăm unii de alții și de hobbyurile noastre, pentru că altfel, dacă și creștinismul meu devine acel stil plictisitor, dar nu mai vrea nimeni nici să vină la biserică, zic, păi, ăsta e Dumnezeu pe care îl predici? Așa cu fața asta tristă? Lăsați-ne! Adică, dacă Dumnezeu devine doar baubau și moralizator și tu vrei să mi-l predici că nu mai ajung în rai, ai, 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 dacă mă sperii, adică, Asta nu înseamnă că care este echilibrul pe care îl poți face să trăiești o viață implicată la nivel social, la nivel de comunitate, de biserică, să te poți bucura de hobby-uri și să-i ajut pe oameni. Pentru că cum se creează o comunitate? Cum ajungi? Ce făcea Cristos? Legătea oamenilor, stătea la masă cu ei, adică mergea acolo unde oamenii trăiau, unde aveau hobby-uri. Eu ce fac? Ies și eu, nu stau nu stau doar la parohie așteptând să sune cineva. Tam, tam, și Te să zic, da. către ei. Yes, uh, da. avem, nu mai sună pe telefonul fix. Bine, am redirecționat acum recent uh, telefonul fix de la parohie ca să mă găsească oricând. Pe mobil, că altfel veneau, sunau, dar nu mă găsesc. Păi, nu ești Da, sunt deja în misiune. <laughs> sunt misionar vagabond. Adică sunt în diferite. Ori acasă, la oameni, binecuvântez casele, merg prin spitale. Orice, pasiunea. E interesant că și eu am început de ceva timp. De fapt, mi-am dat seama că e mai greu să aștept. Indiferent de strategiile de marketing pe care le folosim, e mai greșit să aștept să vină oameni la circuit decât să mă duc eu spre ei să le dau așa o bucățică, o mică bucățică, nu știu, o fac o sesiune teoretică în care să le arăt cine suntem și ce facem și am văzut că răspunsul lor, chiar dacă pentru mine e un efort mai mare, răspunsul lor e mult mai bun, feedback-ul lor e mult mai bun și în felul ăsta îi atrag mai ușor la circuit. Și mi se pare foarte tare că și tu faci treaba asta pentru că, da, așa cum ai spus și tu, trebuie să te duci tu înspre ei și să-ți să formezi comunități mici mă rog, tot felul de zone ale țării, ca apoi să-i să aduci pe toți în locul în care te interesează. Dar oamenii, oamenii reacționează la asta, pentru că atunci când te văd pasionat de ceea ce faci, de viață, și că nu este doar așa un balet spiritual și doar un... adică joci teatru spiritual, practic. Știi că, a, da, o dai bine, știi, și crezi tonul ăla evlavios, mieros și uneori poate să devină fals pentru că nu mă reprezintă pe mine, pentru că mai apoi când îmi dau straile jos de la altar... Nu vorbesc și eu normal ca oamenii? Ba da. Și atunci da. de ce trebuie să încrez crezi uh, Evlavia aia mieroasă și care dă din diabet spiritual uneori? Da. Nu pot, nu, nu mai pot să, să. Adică vreau să trăiesc autentic fără să încerc, adică crezând că de fapt îi câștig pe oameni dacă sunt mai mieros. Nu. Să... Să fiu autentic. În. Împăierea mea la altar, în biserică, când le gătesc cu oamenilor, când sunt în, în trafic, și aici e, e marea provocare: să nu, să nu mă mai las provocat de, de agresivitatea, de nervozismul celorlalți și cum reușim fiecare, dacă am reușit să sensibilizăm oamenii, ca fiecare să-l ajute pe celălalt participant la trafic să preia din. Din liniștea mea. Dacă ta din din da, liniștea mea sau din calmul meu pentru a, pentru a ajuta la, la detenționarea lui interioară, care se manifestă mai apoi în trafic. Bine, e clar că lucrurile astea se schimbă pas cu pas. Eu cred că dacă fiecare om s-ar schimba pe el însuși, am schimbat ușor-ușor toată lumea. Și poate că seria asta de podcasturi, mă rog, dacă va avea succes și dacă oamenii se vor uita la, la episoade, nu știu, poate vor învăța ceva. Uh, și am o ultimă întrebare pentru tine. Trebuie să te gândești foarte bine la răspuns, pentru că ăsta e mesajul ăla. Ce, ne apropiem de sfârșit? Suprem. Ne apropiem de sfârșit, da? Ah. A trecut aproape o oră. Oh. Da, și asta e și limita pe care mi-am dorit eu să o, să o impun. Dacă ai avea o super putere și ai putea să le transmiți în momentul ăsta un mesaj tuturor oamenilor care conduc, uh, având în vedere contextul uh, de care ne-am folosit până acum, care ar fi mesajul tău pentru ei? Bucurați-vă de oameni, de pasiunea voastră și de viață. Bucurați-vă din plin. Iar ca să mă bucur de pasiunea mea, nu trebuie să frustrez viața nimănui. Și nici să o pun în pericol. Echilibrul în toate. Și la volan, și în bucătărie, și în viața noastră. Să se bucure efectiv de viață. Ok, excelent. Francisc, îți mulțumesc tare mult că ai venit. Uh, mă bucur că sunt prietenul tău și că împreună putem să facem lucruri uh, atât pentru noi cât și pentru, așa cum am zis, comunitatea, să facem pentru și pentru comunitatea de acum, noastră. Asta e doar începutul, după cum bine știi, noi avem niște proiecte în derulare, dar nu putem să le spunem acum. Încă nu. Exact. Și uh, ce să zic, uh, ne vedem poate la următorul episod sau la următorul curs sau la următoarea emisiune, poate? Cu siguranță. Ok. Pregătim. Vom găti și viețile altora ca să simtă, să le dăm, să înceapă să guste, să guste așa cum guști dintr-o și dintr-un fel de mâncare și zici nu m-am gândit niciodată. La fel să fie și pentru ceea ce înseamnă șoseaua, mașina, care puteai, așa cum poți să mănânci junk food și doar să te hrănești, să te îmbui, să te îngrași, să poți să devii un fine feinshmerker așa la papile gustative, adică un gurme, nu doar un gourmand, și în ceea ce privește pasiunea pentru, pentru volan, pentru bicicletă, pentru orice, pentru orice alt sport. Excelent! Mersi din suflet! Cu drag!